găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție de sărbătoare a emisiunii Transilvania la zi. Primiți colindătorii? Veste bună, gazdă în casă, veste bună, gazdă în casă, sara marea lui e Crăciun. Trece junii și hodinițu, trece junii și hodinițu, sara marea lui e Crăciun. N-am venit să hod inimu, n-am venit să hod inimu, sara marea lui e Crăciun. C-am venit, c-am auzit-o, c-am venit, c-am auzit-o, sara marea lui e Crăciun. Că s-o născut Fiul Sfântu, că s-o născut Fiul Sfântu, sara marea lui e Crăciun. Oare unde pe pământu, oare unde pe pământu, sara marea lui e Crăciun. Bună seara, oameni buni! Vă mulțumim că ați venit cu colindul aici acasă la noi, la TVR Cluj. Suntem onorați să ducem vestea nașterii pruncului Iisus în casele tuturor creștinilor. Și cinstea este cu atât mai mare cu cât ne-o aduc artiști consacrați. Bună seara și bun găsit! Suntem fericiți cu toții că putem fi parte acestei emisiuni care aduce mesajul nașterii Mântuitorului, odată cu tot ce înseamnă colind străbun românesc. Partenera mea de dialog din această seară este Maria Golban-Șomlea, etnolog, interpret de muzică populară. Și îți mulțumesc, Maria, că așa cum faci în fiecare an, nu vii de una singură, vii cu prietenii tăi. Ia spune, pe cine ne-a dus? Da, știm că la sărbători, la momente importante din viețile noastre, ne înconjurăm de prieteni, de oameni dragi, de oameni pe care poți să te bazezi și de care îți face plăcere să fii înconjurat. Astăzi, Florian Roșan, mesagerul cântecului bănățean într-un fel, dar și a acestui perimetru ardelenesc, pentru că e aici lângă noi de atâția ani, se află în grupul nostru din această seară. Apoi, de undeva din Țara Moților, am adus o frumoasă interpretă, Adriana Hagău. Și tot din spațiul apusenilor și tânărul nostru prieten, Adrian Silviu Popa. Maria, ați început cu o colindă foarte frumoasă. Spune-ne, din ce zonă este? Încercăm să acoperim cât se poate întreg perimetrul subzonelor etnofolclorice ale județului Cluj și prima colindă este de undeva din Câmpia Transilvaniei, din Căian. De acolo a fost culeasă și în urmă cu ani eu am înregistrat-o prin 98, iată, au trecut ceva ani, împreună cu un alt coleg al nostru și astăzi am zis că se cuvine să începem emisiunea cu ea pentru că are un mesaj de, să zicem, de bun venit. Oameni buni, de ce colindăm în această perioadă? Da, colindăm în această perioadă pentru că această perioadă este începutul. Odată cu nașterea Mântuitorului a început lumea creștină, odată cu această perioadă, să spunem, măcar speranțele noastre, răul se termină și începe binele și în această perioadă mesajele pe care trebuie să le aducem sunt cele de încurajare, sunt cele de îmbărbătare, sunt cele de urare, de viață bună, viață frumoasă și mai ales de aducere a acelui mesaj. Acum, în această perioadă, a avut loc nașterea, miraculoasa naștere. Vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, care a fost primul colind pe care l-ați învățat? Domnul Roșan.
Eu aș putea să vă spun că am învățat Steaua sus răsare, un colind foarte scurt, dar de efect, pentru că, știți, fiind copii, rețineam mai greu textele și atunci ne interesau nucile și merele mai mult decât textul colindei. Colinda trebuie să fie foarte scurtă, să o termin cât mai repede. De unde vin eu, unde m-am născut de altfel, la interferența zonelor Sălaj-Bihor, este o zonă extraordinară și întotdeauna, așa cum a spus dumneavoastră întrebarea, de ce colindăm? Pentru că fiecare dintre noi cred că ne întoarcem spre copilărie prin colind. Întotdeauna nu mă văd și nu mă simt ca un om matur în această perioadă, nu că n-aș fi responsabil, dar mă întorc întotdeauna cu gândul spre copilărie, cu gândul spre acea atmosferă de sărbătoare care era la țară. Din păcate, acum se vede că nu prea mai este nici zăpadă. Atunci erau niște nămeți extraordinari, de-abia ajungeam de la o casă la alta la colindat. Ne mai împiedicau și câinii uneori. Vorbim noi aici la Cluj, dar să știți că în alte părți, este zăpadă. Da, așa chiar este. Din belșug, prea multă. Da. În Țara Moților? Oarecum, da, Țara Moților, bine spus. Eu sunt de la poalele Muntelui Mare. Puțin altfel obiceiurile decât sus la Moți, dar seamănă foarte tare. Eu colindeam, mi-amintesc, în copilărie, tripăstori. La noi este un obicei. În noaptea se adună toți flăcăii satului și se împart în două grupuri, păs două văi. Valea Gerului și Valea Mărginitii, așa e să spune la noi în sat, la Segagea, Poșaga, comuna Poșaga. Și plecau la colindat și la noi ajungeau undeva dimineața pe la ora 4, destul de în formă, adică aveau vocele formate pentru colindă. Ceea ce se mai păstrează și astăzi, doar acum merg mult mai puțin ca și atunci când eram copilă acolo. Și dimineața, la ora, în jur de ora 7, plecam noi la colindat, doi câte doi. Așa era obiceiul, doi câte doi, plecam prin fiecare casă și erau câteva colindițe care, cred că, păstori să colindă multe părți ale noastre. Da, da, exact. Și asta era bucuria, vorba lui, cu nămețe foarte mari. Deci, pe mine mă urmăresc, mă urmărește copilăria, cred că ca și pe fiecare venit de acolo, din, știu eu, de la munte sau de la țară, oriunde m-aș duce. Deci eu în fiecare an n-am lipsit niciodată de Crăciun, să merg acolo, să petrec Crăciunul în familie, așa cum voi face și anul acesta. Da, da. Deci eu nu concep altfel, doar știu eu prin ce-ar putea să fie, să mă rețină să nu merg acolo. Pământul mă cheamă acolo și mă duc cu mare, mare drag. Asta pentru că este o sărbătoare a familiei, nu? Crăciunul este sărbătoarea familiei. Și cel mai tânăr fecior din grup? Nu te așteptai la acest compliment, dar iată. Da, eu țin minte că prima colindă învățată acolo la bunici a fost deschide ușa creștină, pentru că acesta trebuie să fie mesajul pentru orice creștin, trebuie să-și deschidă ușa pentru cel care vine pe lume. Și îmi aduc aminte, sau mai bine zis, îmi aduc aminte de ce îmi spuneau părinții și bunicii mei, că așa se obișnuia, cum spunea și Adriana, să se pornească în ajunul Crăciunului, de-a lungul satului și să se colinde din casă în casă. Ei, nu știu astăzi dacă se mai face treaba asta și m-aș mira să fie așa. În unele părți se mai face. În unele părți se mai face, dar... Și uite, și la TVR Cluj se face, nu? În fiecare an. Că suntem aici. Ne mai colindați oare ceva? Cu mare bucurie. Aveneaua trificiori ale rui, Doamne, aveneaua trificiori. Meșteri mari și vânători ale rui, Doamne, meșteri mari și vânători. Ei vânară ce vânar ale rui, Doamne, ei vânară ce vânară. Nu mă puie căprioar ale rui, Doamne, nu mă puie căprioară. Strigă mama puiului ale rui, Doamne, strigă mama puiului. Din mijlocul codrului ale rui, Doamne, din mijlocul codrului. Nu pușcați puiuțu-mne, oale rui, Doamne, nu pușcați puiuțu-mne. Căci cu greu am crescut eu, oale rui, Doamne, căci cu greu am crescut eu.
frumoasă colindă, care de data aceasta nu vestește nașterea pruncului Iisus. Este un colind precreștin, da, este un colind, o variantă a colindului cerbului. Există mai multe variante. Știm că aceste colinde sunt colecționare, să spun, de mesaje atât creștine cât și precreștine. Și acest colind este unul dintre ele. Ați auzit textul, o căprioară care își pierde puiul și care se adresează vânătorului cu rugămintea să nu îl împuște pentru că l-a crescut cu foarte mare greutate. Este un mesaj pe care îl putem vedea dincolo de cuvintele pe care noi le-am colindat, de grijă față de copil, de grijă față de animale, de grija pe care trebuie să o avem în fiecare clipă pentru jertfa pe care o aducem. Jertfa nu trebuie să fie sânge, ci poate să fie rugăciune, poate să fie cuvânt, poate să fie faptă bună. Mă aduc acum aminte de o colindă care tot așa nu vestea nașterea pruncului, ci era domn să înălțăm, am pornit la vânătoare. Domn să înălțăm. Exact. Și apoi nu era să vânăm căprioare, ci am prins un iepuraș, să facem din blana lui, până la urmă se ajungea. Veșmânt frumos Domnului, exact, da, încheiere tot acolo se ajunge. Da, așa cum este pe undeva intercalată și trei păstori se întâlnire, care am putea să spunem că este o variantă a Mioriței până la un moment dat și pe urmă se ajunge la textul religios în care se anunță nașterea Domnului Iisus. Da, pentru că s-au de-a lungul vremii s-au suprapus peste sărbătorile vechi, sărbătorile creștine și atunci s-au îmbinat până și în cântecele de ritual, iată acum în colind, s-au suprapus aceste texte și ele sunt îmbinate. De aceea găsim și text precreștin și mai ales pe cel care vorbim ne amintește. Vorbim de colindă, dar vorbim și de junii. Da, care duceau mesajul, era un pic mai altfel, era o pregătire înainte de Crăciun, era cu urări pentru gazde, dacă pentru vorbim fete, despre jun, pentru... Da, dacă vorbim despre jun, ne gândim la ceata junilor, care exact începea să se constituie la Sânicoară, la Sfântul Nicolae, și care în cadrul șezătorilor ce se desfășoară până la sărbători, își repetau colindele, își stabileau repertoriu și îl repetau, stabileau de unde până unde vor colinda, pe cine vor colinda și așa cum știm, primele colinde erau colindele gazdei, care aveau loc la ușă, la poartă, la fereastră. Apoi, dacă după primirea în casă, dacă gazda avea fată, era colinda fetei, dacă avea fecior, era colinda feciorului. Mai sunt și colinde care ne vorbesc despre ocupații, colinda păstorului, colinda plugarului. Și după colindă se primeau darurile ritualice, știm, colac, mere, țuică, de asemenea cârnați, nuci, toate acestea fiind adunate de către unul din grup, de către cel mai tânăr din ceată, la noi ar fi Silviu responsabil cu asta, cel mai tânăr care căra pe toată perioada colindatului, știu eu, traista cu darurile primite și le ducea undeva la o casă unde în timpul sărbătorilor se întâlneau și le consumau și tot acolo avea loc și jocul. Pe vremuri asta la casă avea loc jocul. Era joc doar în anumite locuri? Era joc după colindat într-un anumit loc? În fiecare zi de Crăciun era joc, dar după slujba de la biserică. Oamenii mergeau acasă, mâncau și de regulă în prima zi se sărbătorea în familie. În cea de-a doua zi era jocul și apoi acolo veneau fetele care au fost chemate, nu oricare dintre ele, și se știe că fetele bune, deja de măritat, erau cele care intrau la joc. Spuneți-ne, vă rog, ce primeați de Crăciun? Eu aș începe prin a spune că în satul în care m-am născut eu, satul Fizești din Sălaj, este parte de zonă de interferență a zonelor Sălaj-Bihor, acolo era un obicei. Se alegeau, așa cum spunea și Maria, din timp, patru feciori, reprezentativ pentru ceilalți colindători, cum am spune, care erau gazde de corinzi, așa le zice acolo, și ei organizau colinda în sat. Mergeau prima dată la biserică, îi binecuvânta preotul, mergeau la casa preotului și colindau preotul și pe doamna preoteasă și de acolo începeau de-a lungul satului și aveau
sarcina de a merge la fiecare casă. Deci nu ezitau nici să intre la nicio casă. În momentul în care terminau corinda, la ultima casă din sat, cam acolo se opreau și se făcea o masă de finală a colindei, unde se adunau oficiori, fete, se făcea dans, cum zic ei acolo. Și în ziua de Crăciun și în a doua zi de Crăciun se adunau toți la căminul cultural, unde aduceau sarmale, pe banii de la corindat, că mai nou se luau bani la corindat, se cumpăra vin, se cumpăra pălincă și se încingeau în chef de toată pomina, cu hegeduș, cum zic ei, și era foarte frumos. Se întâlnea tot satul acolo, bătrân, tineri, toată lumea își petrecea cu mult drag. Dacă vă referiți la noi, primeam nuci, primeam mere. Dar urarea aceea, să și gazdă sănătoasă, să plătești colindul noastră cu o fele de jinars și cu o rudă de cârnați. Ați primit așa ceva? Ei, am primit și cârnați, dar știți cum? În vremea era mai greu cu cârnațul. Primeam colăcei mai mult, adică să zicem așa. Adică să înțelegem că Florian e bătrân, da. Și în vremea aceea. Primeam nuci și mere mai mult. Uite că ne spune. Deci toată vremea copilăriei, da? Deci la noi se juca fata, cu banii adunați, deci se dădeau și la noi bani. Când eram eu copilă, așa, de mult. Mai tinerică. Așa. Ei, bine ar fi. Și să plăteau muzicanți, cetierași, care veneau din Turda. Că eram, știți cum sunt oamenii de acolo, cine vine din altă parte sunt mai bun, chiar dacă în sat erau cetierași. Așa. Și chiar tata meu cânta pe vremuri, dar el la taragot cânta mai mult, așa, mi-amintesc când eram copilă. Bine, pe urmă n-am mai exersat și ca și orice, dacă nu te mai ocupi, asta este. Se făcea joc și în prima seară și în a doua seară. Doar la Paști la noi nu se face în prima seară, la noi la Crăciun se făcea și în prima seară și a doua seară joc. Și colăceii, bineînțeles, cum a spus și Florian, cred că sunt peste tot și nucile și merele, cam asta primeam și noi, nu mi-amintesc de cârnați, nu știu cum era. Era sau nu era, sau era mai ascuns, habar n-am. Deci cam se pare că aceste obiceiuri cam în multe zone sunt cam asemănătoare. Și astăzi se mai păstrează încă o parte, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că încă se fac jocuri la noi în sat, doar de Crăciun și la Paști. Altă dată se făcea aproape în fiecare duminică când eram eu copilă, dar acum se mai păstrează obiceiul cu mersul la colindat, adunatul banilor, plătit muzican și se face joc. Într-adevăr, nu merge atâta lume cum era pe vremuri, dar cel puțin, da, cel puțin ne bucurăm așa cât mergem, număr cât de puțin. Silviu, care perioadă ți-a plăcut mai mult? Când erai copil sau fecior? Evident că atunci când eram copil, pentru că atunci când ești copil te bucuri de orice, de orice primești. Și ceea ce primeam la colindat erau acei colăcei care se făceau și care aveau un gust aparte, pentru că erau făcuți din ce trebuie și se punea în ei ce trebuie, adică mult suflet. Să știi, Maria, că la Dealul Negru am întâlnit cete de feciori, așa cum zice și voi, veneau cu muzicanți. Și așa veneau în casa vătafului și mergeau, porneau și era joc și acolo, în fiecare casă, unde îs fete de măritat. În vechime, cetele erau formate din feciori, nu și din fete. Pe măsură ce a trecut timpul, ele au devenit mixte sau mai încoace se mai adună chiar și fetele. Voiam să spun despre darurile de la colindat sau despre sărbătoare, de fapt, că ea s-a suprapus peste vechea sărbătoare romană, calendele, sărbătoarea soarelui. Fiind vorba despre soare, ne gândim la rotund, la rotundul și la perfecțiunea soarelui. De aici și forma colacului rotundă, de aici și merele și nucile care au aceeași formă rotundă, de aici și focul și arderea răului în această perioadă în care văzduhul este plin de această luptă a răului care vrea să învingă binele, dar așa cum știm întotdeauna, sărbătoarea aduce bucuria luminii și învingerea binelui. Mai aveți un colind pentru noi? Mai avem câte vreți voi, doar să ne primiți în case cu sufletele deschise așa cum am venit noi. Coborât, o coborât, da Dumnezeu, paie-ți pământul să vadă la fiecare care ce credință are, lerui ler și linui lin, linu-ți mai lin. Și-o umblat în lung și latul și credință n-o aflatul, nici la mic și nici la mare, nici la întreaga adunare, lerui ler și linui lin, linu-ți mai lin.
Dumnezeu s-o întristat-o și din ochi-o lăcrimat-o, oamenilor, vai de voiu, cum voi trimit un războiu, lerui ler și linui lin, linuț mai lin. Și-atunci vi-ți aduce aminte că-n cer aveți un părinte, un părinte iubitoriu al vostru mântuitoriu, lerui ler și linui lin, linuț mai lin. Frumoasă și jucăușă este această colindă. Da, în vechime, într-adevăr, se și jucau, se juca după colinde. Deci erau colinde ritmate, după care se jucau. Erau pe melodii de joc. Ulterior au devenit tot mai lente, odată cu colindele creștine. Da, este ritmul despre care vorbeam, al vechilor colinde, cele ancestrale. Și apoi, pe măsură ce s-a așezat textul religios, și melodiile au devenit mai așezate. Ziceam că de greu mai sunt păstrate tradițiile, dar de fiecare dată avem o bucurie mare când auzim colinde și nu colinde pe care nu le cunoaștem. Fiecare, într-adevăr, diferă de zonă. Nouă ne place, de câte ori vin sărbătorile, să alegem colinde care nu se cântă de către toată lumea și tot timpul, pentru că există asemenea colinde în funcție de zone, există colinde specifice anumitor zone și e mare păcat să venim toți peste tot cu aceleași câteva colinde care se știu și în acest fel să lăsăm la o parte colindele vechi care aparțin zonelor noastre etnofolclorice. De aceea sper că și în această seară am reușit să aducem colinde care nu sunt foarte des auzite. Mai auzim? Mai auzim. Colindă? Și o rară. Tricrai, tricrai de la răsărit. Tricrai, tricrai de la răsărit. Cu steaua au călătorit. Cu steaua au călătorit. Șomărți după cum citim, șomărți, șomărți după cum citim, până la Ierusalim, până la Ierusalim. Și-acolo, și-acolo, dacă a ajuns, și-acolo, și-acolo, dacă a ajuns, steaua-n nor li s-o ascuns, steaua-n nor li s-o ascuns. Șonce, șonce puta să plimba, șonce, șonce puta să plimba, până orașa întreba, până orașa întreba. Nu știți, nu știți unde s-o născut, nu știți, nu știți unde s-o născut. Un crai tânăr de curând, un crai tânăr de curând. Nimeni, nimeni nu le-o știu spune, nimeni, nimeni nu le-o știu spune. Și o fost mare minune, și o fost mare minune. Nimeni nu le-o știu spune, și o fost mare minune. Mulțumim colindători, mulțumim de toate aceste colinde frumoase și vechi. Cu mare bucurie. Maria, să știi că și în satul Chintelnic, din județul Bistrița-Năsăud, acolo unde am copilărit, se păstrează colinde vechi. Și doamnelor și domnilor, atunci când se intră în fiecare casă, colindătorii încep cu un colind, cu un îndemn ca toată lumea să pornească în căutarea lui Iisus, Colosus, la Viflaim. Colosus la Viflaim.
de la Bistrița, revenim la Cluj, în platoul special amenajat în această zi de sărbătoare și vă anunțăm că ne-au venit alți colindători. Este vorba de ceata de colindători, Sfântul Ioan Valahul, a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Ați venit pregătiți cu un colind? Dacă e slobod, dacă colinda... Slobod, slobod! Pătega să vezi cel bun, florile dar vine măr, că-ți vin junii lui Crăciun, florile dar vine măr, când e unul, câte doi, florile dar vine măr, Dumnezeu încă-i cu noi, florile dar vine măr, mighite lupășăță. Mulțumim frumos de colind. Maria, știai tu colindul acesta? L-am mai auzit și este unul dintre cele mai frumoase colinde, iată, și mă bucur pentru că această seară este înfrumusețată de prezența acestor minunați tineri în costume extraordinare. Și nu copinci, sunt... doamnelor și domnilor, sunt deci prea cald nu e, dar căldura din sufletele lor și ale dumneavoastră cu siguranță îi ajută să reziste chiar și nu opinci pe zăpadă. Maria, ne ajuți, alături de tine este Oana Boilă, unul dintre membrii cetei de colindători și vreau să te întreb, Oana, de unde este acest colind? Acest colind a fost cântat de Sucala Matei din Săvădiți la Cluj. Noi nu l-am cunoscut în mod direct pe acest domn Sucala Matei, dar ne-a plăcut foarte mult când am găsit această colindă în arhiva de la Academia de Muzică din Cluj. De când s-a înființat ceata voastră? Ceata noastră și-a început activitatea acum 3 ani, tot înainte de praznicul nașterii Domnului, pentru că tuturor ne plăcea să colindăm. Și atunci ne-am dat seama că trebuie să facem ceva mai mult, să trecem de la colindele pe care le-am învățat de atunci de când eram mici și să descoperim colindele în frumusețea lor și așa am început să căutăm colindele tradiționale. De-a lungul celor 3 ani am încercat să facem și alte descoperiri, dacă pot să le zic așa, pentru că noi suntem tineri, după cum puteți vedea, mulți dintre noi se căsătoresc și atunci am încercat să descoperim puțin din ceremonialul tradițional de nuntă și am învățat din cântecele și din orațiile specifice de nuntă și pentru că ne-am gândit că trebuie să fie mai mult de atâta, nu se poate oamenii numai când se căsătoresc sau la Crăciun să sărbătorească ceva. Am descoperit că oamenii sărbătoreau și vara când adunau grâu de pe câmp și așa am reiterat și ceremonialul cununa secerișului. Ceata voastră înseamnă că crește de la an la an, da? Cât sunteți acum? Acum suntem în jur de 30, dar într-adevăr nouă ne place mult denumirea aceasta de ceată, pentru că oamenii intră, ies, vin, se mulțesc, trec, dar și cred că se simt membrii ai cetei, indiferent dacă mai sunt acum sau nu în ea. Și cine sunt membrii? Cine poate intra în ceata voastră? Poate intra oricine își dorește să cunoască puțin mai mult legat de tradițiile noastre și membrii cetei sunt studenți la multe facultăți din Cluj, ca și membrii asociației în general. Sunt studenți la istorie, litere, medicină, științe exacte. Din toate domeniile simt nevoia să descopere ce făceau bunicii lor. Și din toate colțurile țării, da, veniți cu adevărat, aici la școală. Suntem adunați și din toate colțurile țării, fapt pentru care aici nu ne-am îmbrăcat unitar, noi n-am venit cu toți cu costume specifice Clujului, suntem îmbrăcați diferit, tocmai pentru a arăta lucrul ăsta că în ceata noastră sunt persoane de pe tot cuprinsul țării. Cine e aici lângă mine? Facem prezentările? Georgiana. De unde ești, Georgiana? Din Hunedoara. La facultate? Unde? La facultatea de drept. Și de când ești tu în ceata aceasta? De anul trecut.
Ai adus o colindă nouă de acolo din zona ta? Eu personal nu, dar anul acesta s-a adus o colindă din zona din care vin eu. Aici pe cine avem? Bună seara, sunt Doina și sunt din Basarabia. Și în ceată astăzi sunt moroșancă. Chiar de la înființare, exact. Astăzi în costum de moroșancă. Și de când ai intrat tu în ceată? Înființarea cetei, da. Sunt din, de acum 3 ani. De la început. Te-ai căsătorit între timp? Că mă gândeam că ți-ai adus și soțul. Mai este vreme. Mai este, mai este. Și din ce zone mai sunteți? Cluj. Și acolo? Eu sunt chiar de aici, din Gherla, de aproape, de noastră. Tu ești de-a nostru. Da, chiar din zona noastră, dar... E bine primit. Mai aveți o colindă? Mai avem, de data aceasta, o colindă din Mărișel. Ia să ascultăm. Culojo sunt prundurele, florile albe, arduși două luminele, dar mulțumim frumos și de această colindă și vă mai așteptăm pe la TVR Cluj. Ce e frumos în această seară este faptul că tot ce s-a colindat a fost în direct și se simte asta, se simte că nu e playback, se simte că e suflet și se simte că emoția. Este dorința, da, și emoția, exact, se simte că e dorința de a dărui cu adevărat. Maria, vorbim despre colinde, așa cum am regăsit și în textul cele precedente, o colindă precreștină, este o colindă tristă, până la da, urmă. Da, este un este text de înstrăinare. Fetelor de părinți surorele. Și chiar a celor două surori, una de către cealaltă, da. Ce alte obiceiuri precreștine mai avem? Dacă vorbim despre Crăciun, este butucul de Crăciun și chiar în Țara Moților este acest obicei, când de noaptea de Crăciun se pune un butuc în foc și trebuie să se aibă grijă, să nu se stingă. Acel fum trebuie să purifice spațiul și acel foc veșnic viu este focul ce trebuie să treacă din ajun în ziua de sărbătoare, tocmai pentru a arde răul și a stăpâni binele. Este și jocul caprei, turca, cum se spune în anumite zone. Este și jocul caprei, da, și turca acesta chiar este un obicei precreștin sau este un alt obicei precreștin, așa este. Și îl regăsim în foarte multe zone etnofolclorice și nu doar în Transilvania. Eu îți propun să vedem, tot în Bistrița Năsăudă am descoperit acest obicei, jocul caprei, de fapt nu este numai o capră, sunt mai multe capre și este și un urs, cel al belciugarilor de la Lunca Ilvei. Oți cici caprile mele, fuge lupul după ele și să pună apoi a lor, stați ca trecă domnul. Asta-i capra lui Marin, să învățați să belgii.
Aia se auzi ca preminune și că beau numai de prune. Înainte beau și vin, acum dau râschi fin. Oi, ce cinci caplele mele jos cu capul la podele. Numai una câte una. Fanie-ți bă gânești că pază. Oi, și-o scală și-o bate și-o scarpină pe spate. Este așa dușat bătrân, un băpil la clăi de fân. Un băpil. Aruncă în frânt cu banii după haine de armani. Păi foi și gămatul ăsta, jocul n-o s-a terminat. Astă vară l-a cosit, ia uitați ce-am găsit. Arătarea nu-i mică, însă mor și amu de frică. Și că de cicare încorată către oare. Păi și că de-al buș caprile cu capul sus. Păi numărate, numărate, casa curea fiind gășate. Ușurel și apăsat, așa cum v-am învățat. Asta e ca pe minune. Că beau numai de pune. Asta e o capră șireată, îmi bea vinul din găleată. Păi jucați capriță pe sus, că de nu vă duc la us. Păi făi și că trică linie, viniți capre după mine. Am revenit în platoul amenajat de sărbătoare la TVR Cluj și oare cine a venit? Blăstarii de la Băișoara. Bună seara! Bună seara și mulțumim pentru invitație. Noi vă mulțumim că ați venit să ne colindați și în acest an. O am alături pe profesoara, dascălu și mama de la școală, da? Lucreția Presecan. Doamna Presecan, spuneți-ne, ați venit și cu o capră. Eu știu că aveți versuri noi, ați organizat așa o scenetă, știu, la școală, obiceiuri vechi, obiceiuri noi. Ia povestiți-ne, ce faceți acolo? Obiceiul acesta al caprei se știe că este foarte vechi, dar versurile nu mai erau integral, așa cum le știam mai de mult, așa că am încercat să adaptăm jocul caprei la o modernitate. Sunt versuri create de noi, copiii interpretează capra veche, capra nouă, așa într-un stil specific băișorii. Ia să vedem! Ta-ta-ta, căprița-ta, nu te da, nu te lăsa, vine lupul în urma ta, ne temem că te-o mânca. Ta-ta-ta, căprița-ta, noi am prins-o păsărat și-am venit cu el în sat. Ca și-ai din străbun lăsat, cu căprița la ura. Ta-ta-ta, căprița-ta, foaie verde și un grăunte, asta-i capră de la munte, chetă-tumblă prin Carpat, pe la oamenii bogați. Ta-ta-ta, căprița-ta, capra noastră împestrițată, de nuntă o văgătată, nu te da, nu te lăsa, ta-ta-ta, căprița-ta. Măi, țăranie, vizu-ți capra? Da, că nu pot să-mi iau alta. Mă, țărani, dă-mi o mie și te duc la prăvălie. Și ți-oi da slină multă pe căprița asta blândă. Eu pe capră ți-oi da, vezi, numai din amușca. Că-i spăriasă cu străinii, stă în casă cu stăpânii. Ța-ța-ța, căprița-ța. Hai la tata capră mică, să te dau pe firfirică. Să te dau pe 200 la stongă, dă de funte. Capra asta-i fudulă, n-are dinți vreo doi în gură.
și e plină de mătreață. Cum să-ți dau pe ea 100 dacă acum zici că-i pe ducă? Nu ți teme, omule, fă plata, boierule, fără număr, bani să fie, că o duc la farmacie și îi cumpără o alifie ce te scapă de mătreață și de oi cu lână creață. Ia-ți săranie capra ta, că nu vreau să-mi zor cu ea. Nu-i bună nici de mâncat, nici de lapte măsurat. Ce vrei, omule, amu, de tot umbli pământul? Nu mai vezi încă o dată capră ca asta diplomată. Stă de vorbă consurată și pe Facebook tătăzua și să-și facă manicura. Cum să dea lapte mult dacă iarbă n-o păscut? Asta-i capră de bani gata, nici nu știe ce-i salata. La dietă și la sală, capra stă cu burta goală. Poartă clopote de firmă, dacă vrei te și colindă. Am plecat să colindăm, dom, dom, sănăță. Când boierinu s-a casă, dom, dom, sănăță. Când boierinu s-a casă, dom, dom, sănăță. Capra asta are glas, eu din trez nu pot să-ți las. Fii uita la lună, capra asta e bună. Fii uita la soare, capra asta sare. Hai căpriță, ța-ța-ța, să merem în Africa. De te-o-i da, de nu te-o-i da, mai frumoasă noi avea. Ța-ța-ța, căpriță-ța. Ce capră modernă! Doamna profesoară, dumneavoastră să cu versurile? Da. Și așa, combinată, da. Și cu Africa, aveți legături și cu Africa, aveți legătură și cu diplomații, deoarece ați fost și la Bruxelles cu această capră. A, nu, capra nu a ajuns la Bruxelles. Macolindu dar... și Vlăstarii? Vlăstarii, da. Păcat, ar trebui văzută. A fost creată mai târziu, poate la Crăciunul viitor. Ce colind mai aveți pregătit? Ce colind ați astăzi? Hai să începem cu prima colindă. Și ne lasă gazdă în casă, leru, leru, leru-i dan. Și ne lasă gazdă în casă, leru, leru-i dan. Că afară plouă de varsă, leru, leru, leru-i dan. Că afară plouă de varsă, leru, leru-i dan. Și de-a seară stăm pe afară, leru, leru, leru-i dan. Și de-a seară stăm pe afară, leru, leru-i dan. Și ne picură picurile, leru, leru, leru-i dan. Din pătări te streșinile, leru, leru-i dan. Și ne-au anio năpăditul, leru, leru, leru-i dan. Și ne-au anio năpăditul, leru, leru-i dan. Și frigunion țepenitul, leru, leru, leru-i dan. Și frigunion țepenitul, leru, leru-i dan. Scoală gazdă și ne dați, leru, leru, leru-i dan. Scoală gazdă și ne dați, leru, leru-i dan. O pecie și un cârnaț, leru, leru, leru-i dan. O pecie și un cârnaț, leru, leru-i dan. Și-un pahar de vin curatul, leru, leru, leru-i dan. Și-un pahar de vin curatul, leru, leru-i dan. Că-i de Dumnezeu lăsatul, leru, leru, leru-i dan. Că-i de Dumnezeu lăsatul, leru, leru-i dan. Leru, leru-i dan. Mulțumim tare mult de colindă. Vin n-avem și nu dăm la minori, dar avem pregătit acolo mere, nuci, bomboane. Doamna profesor, imediat, să ne mai spună, doamna profesor, de unde e colinda aceasta? Colinda aceasta este învățată de profesorul nostru de religie, care vine din Moldova și la orele de religie aduce din Moldova colinde specifice zonei dumnealui. Cum se colindă la Băișoara? Se mai păstrează obiceiurile? Obiceiul se păstrează. Obiceiul se păstrează, dar îl colindăm mai mult în grup la școală. Iar ideea aceasta de a înființa grupul Vlăstar vine undeva de cam 6 ani. În momentul în care am constatat că la casele noastre vin din ce în ce mai puțin colindători. Și ne-am gândit că la școală este locul în care putem să aducem în contemporaneitate frumoasele noastre obiceiuri vechi. Așa a luat naștere grupul Vlăstari de la Băișoara. Și câte colinde știu copiii? Multe știu. Acum, în funcție de
de zona din care le-au preluat. Ele nu sunt neapărat specifice băișorii. Le învățăm așa cum putem, pentru că nu avem niciun profesor de muzică. Eu sunt profesor de limba română, voce nu prea. Dar le cântăm și spun aici mai bine, acolo mai repetăm, până când sună colinda așa cum ar trebui să fie, un singur glas. Maria? Este mare lucru că, iată, dascălii intră din nou în rolul lor foarte important, alături de preoți, care și odinioară erau cei care dădeau viață satului din punct de vedere spiritual. Și văd că se întâmplă asta tot mai mult. Mai vorbeam despre faptul că s-au pierdut în foarte multe locuri colindele, obiceiurile în general, dar că ele sunt reabilitate, să spun, de către nuclee formate din dascăli și preoți. În general, în mediul rural se întâmplă asta de câțiva ani încoace foarte bine și iată și la Băișoara lucrurile stau la fel. Lucru care este extraordinar, este foarte bine, ceea ce cred eu că trebuie pentru Crăciunul următor, să le faceți niște sumane, că sunt înghețați. Da. Da, urări aveți? Pregătite. Avem. Nu se încheie? Da? Da. Colinda, haide să auzim una. Rămânite! Colindă sau stă? Nu, urare. Urare. Da. Da. Și rămâi gazdă sănătoasă că ai primit colinda noastră. Mulțumim frumos. Așa scurt a fost. Scurtă și era, un mesaj. La noi era mai mult și închinăm pe supodele să ne dați vreo două mere și închinăm pe subutuci să ne dați vreo două nuci. De ni-ți da, de nu ni-ți da, altul nu vom colinda, că ni-i scurtă bundița și mă tem cu o îngheța. Că am dat în urmă de lup, dăm colacul să mă duc. E? Și la voi se potrivește, mai ales acolo în zonă. Că de lup sigur aveți parte. Și totuși, spuneți-mi, voi mergeți la colindat? Da! Cum? Când? În ajun? Cum porniți? Cât să vă adunați? Păi, depinde. Păi, ne adunăm de mai devreme și învățăm colindele. Ne pregătim cum putem. Și când porniți? În zor de zi sau mai spre seară? Mai spre seară. Și la cine? Și la cine? Pe la toți oamenii, adică dar toate casele. Cu cine începeți? Cu noi. Cu voi în primul rând. Fiecare cu el, nu, ceata. Pe cine colindă prima oară? Ceata de colindători. Uite că ni se alătură toți colindătorii care au venit în această seară la TVR Cluj. Maria, trebuie să-ți mulțumesc că ai fost partenera mea în această ediție specială de sărbători. Îți mulțumesc eu din tot sufletul. M-am simțit extraordinar, mai ales cu atâta tinerețe, frumusețe și talent aici. Nu se putea altfel. A fost sărbătoare și cred că am reușit să transmitem mesaje cu toții. Și o să te rog să facem... Da? Să facem datul până la capăt, ce le revine gazdelor, să împărțim darurile colindătorilor. O să fie alături de mine. Până la capăt. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de sărbătoare a emisiunii Transilvania la zi, dar nu înainte de a colinda și de a vă mulțumi că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Sunt Luminița Purdea Cotuțiu și vă doresc sărbători fericite și îmbelșugate. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem. Și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui.